Salutare YouTube, azi vreau să vă vorbesc despre Honda CBR600, modelul 2011, pe care eu îl călăresc acum. Honda CBR600F a fost dintotdeauna cea mai populară motocicletă sport, o favorită a riderilor care își doresc stil atractiv, dar și funcționalitate optimă prin oraș și confort pentru drumuri lungi. Modelul F4i este cu siguranță cel mai popular model din gama CBR-F, recunoscut pentru fiabilitate și confort în toată lumea, iar dacă aveți prieteni motocicliști, sigur cunoașteți cel puțin o persoană deținătoare de F4i. Acum o să vorbesc despre succesorul Hondei F4i, CBR600F PC41, produs între anii 2011-2013, un model din păcate nu atât de popular ca și modelele precedente, dar la fel de rafinat, distractiv și perfect utilizabil în orice situație sau mod de exploatare. De ce nu la fel de popular? Pentru că acest model de CPR nu a fost vândut decât pe piața din Europa, el fiind produs exclusiv în Italia, la fel ca și modelul de pe platforma căruia CBR-ul împrumută foarte multe elemente, Honda Hornet. De altfel, CBR 2011 și Hornet 2011 împart același șasiu, același bord, aceeași furcă și chiar același motor care produce 102 cai putere și care e la rândul său un motor returnat de la modelul CBR 600RR, produs începând cu anul 2003. Motorul este mai puțin puternic decât cel al F4i-ului, care producea 109 cai, dar este foarte greu să faci diferența între ele atunci când pilotezi. Puterea CBR-ului din 2011 este mai mult decât suficientă în viața de zi cu zi, acesta fiind un model care a încercat să readucă acea calitate a motocicletei japoneze universale înapoi în clasa motocicletelor sport. Viteza maximă depășește însă 230 de km la oră, iar de la 0 la 100 se poate ajunge în puțin peste 3 secunde, așadar performanța cu siguranță nu lipsește de la acest model. Consumul de combustibil este îmbunătățit față de modelul anterior, media fiind undeva între 5,5-6 litri pe 100 de km, într-un regim relaxat de mers. Cel mai evident lucru care diferențiază acest model de CBR față de restul motocicletelor sport este poziția înaltă a semighidonului, similară cu cea a modelelor sport touring precum Honda VFR sau BMW K1200, o poziție ce nu incomodează absolut deloc încheieturile, dar oferă totuși o poziție ușor aplecată. Modelul CBR 2011 vine echipat și cu sistemul Combined ABS, un sistem de frânare care acționează atât frâna față cât și cea spate în proporții diferite, astfel încât frânarea este eficientă și poate fi efectuată în siguranță și în situații de urgență. Suspensia motocicletei este un alt element care o diferențiază de adevăratele bestii sport, aceasta fiind rigidă așa cum este de așteptat la aceste modele, dar nu atât de mult încât un drum denivelat să-ți strice toată călătoria. Furca upside down este un pas înainte față de cea clasică a modelului F4i, iar bordul este acum full electronic, lucru nu neapărat foarte bun pe timp de zi sau dacă porți ochelari. Din foarte multe puncte de vedere, Honda CBR-F 2011 redefinește motocicleta sport în ceea ce și-ar dori foarte mulți rideri să fie ea cu adevărat, o motocicletă frumoasă, excelent manevrabilă, confortabilă și cu performanțe sport. Din păcate pentru competiție însă, sunt foarte puține modele care se pot lăuda cu toate aceste calități, de aceea consider că Honda CBR 2011 este un motor perfect pentru un rider care dorește sportivitate, dar și o motocicletă pe care o poate folosi zi de zi, în orice situație, un model rar care merită mai multă atenție și pe care vă îndemn să-l testați dacă aveți ocazia. Mersi de atenție!